Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou tutorial despre croșetat. Revin astăzi cu un nou model al pătratului bunicii. Un model foarte frumos, simplu. Seamănă cu ananasii, da, pe care i-am croșetat cu alte ocazii sau chiar i-am și tricotat. Vom începe cu 10 ochiuri de lanț. Deci, lucrăm 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Apoi în primul lanț aici venim și ne unim printr-un, în primul ochi de lanț, ne unim printr-un ochi alunecat. Bun. Și acum o să lucrăm în acest cerc obținut. Vom lucra astfel. Vom lucra 5 piciorușe duble. Deci primul picioruș va fi constituit din 3 ochiuri de lanț. Da? Așa. Și încă 4 piciorușe duble. Deci 1, 2, 3 și al patrulea. Bun. Deci cu lanțul de 3 ochiuri cu care am început, trebuie să avem în total 5 piciorușe duble. După aceea lucrăm 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? Și mergem în continuare în cerc și lucrăm din nou 5 piciorușe duble. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Bun. Iarăși lucrăm 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iarăși 5 piciorușe duble, da? Mai puțin că așa. Deci 1, 2, 3, 4, 5, bun, iar 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Așa, o să strângem aici un pic, pentru că avem nevoie să lucrăm încă 5 piciorușe duble. Deci avem 4 grupuri de câte 5 piciorușe duble, separate de câte un lanț de 7 ochiuri, da? Așa, asta trebuie reținut. 2, 3... Așa. 3, 4 și al cincelea. Acesta ar fi primul rând. Deci, acum lucrez și lanțul de 7 ochiuri. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 și o să mă unesc în al treilea ochi de lanț de aici, din primul picioruș, deci de unde am început, printr-un ochi alunecat, da? Așa. Bun. Mai departe, rândul numărul 2 urmează. Rândul numărul 2 lucrăm în primele două, deci începem cu un picioruș dublu format din 3 ochiuri de lanț. Da? Merg în următorul picioruș dublu aici, lucrez tot un picioruș dublu. Așa. În cel din mijloc aici, în al treilea, cum ar veni din cele 5 din rândul anterior, lucrăm două piciorușe duble, da? Așa, bun. Iar în următoarele două lucrăm câte un picior, deci în următoarele două piciorușe duble din rândul anterior lucrăm câte un picioruș dublu. Bun. Și așa vom proceda de jur împrejur, însă vreau să vă arăt în continuare. Lucrăm două ochiuri de lanț, da? Apoi, în lanțul de 7 ochiuri, lucrăm 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Apoi, lucrăm 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și încă 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, asta e la colț ce lucrez acum, 2 ochiuri de lanț, da? Și aici, în cele 5 piciorușe duble din rândul anterior, procedăm ca și, haideți să vă arăt, ca și la prima serie, da? Primul grup. Deci, în primele două piciorușe duble, lucrăm cât un picioruș dublu. În al treilea, deci în cel din mijloc, lucrăm două piciorușe duble, da? 1 și al doilea. Bun. Și în următoarele două piciorușe duble aici, lucrăm câte un picioruș dublu. 1 și al doilea. Bun. Continuăm cu două ochiuri de lanț, da? Și mergem în spațiu creat de acest lanț de 7 ochiuri și lucrăm 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, da? Și încă 3 piciorușe duble. 1, 2, 3 și al treilea, urmate, al treilea picioruș dublu, urmate de două ochiuri de lanț și se continuă pe latura aceasta, la fel ca și aici și ne întâlnim la capătul rândului. Am terminat de lucrat și ultimul colț, lucrez două ochiuri de lanț și mă unesc cu primul picioruș dublu în al treilea ochi de lanț printr-un picioruș alunecat. Acum o să lucrez două ochiuri de lanț și să mă urmăriți ce fac în continuare. O să introduc roșeta prin fiecare din piciorușele duble din rândul anterior. Deci va trebui să ajung să am pe croșetă deci 2 6 bride, pentru că am 6
piciorușe duble la rândul anterior, da? Ia să vedeți. Deci am introdus în primul picioruș, acum introduc în al doilea, trag bridă, introduc, de fapt, în al patrulea, trag bridă. Vedeți? Da. Aici am greșit. Deci o iau de la început. Deci prima bridă e de la primul picioruș, a doua e de la al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea picioruș, al șaselea. Deci am tras 6 bride din cele 6 piciorușe duble din rândul anterior. Și acum le-am unit pe toate. O să lucrez acum un ochi de lanț ca să nu le pierd, da? Și continui cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Bun, merg aici în setul de 3 piciorușe duble din rândul anterior și în piciorușul dublu din mijloc lucrez un nou picioruș dublu. Continui cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Merg apoi în spațiul acesta creat de lanțul de 5. Din rândul anterior lucrez 2 piciorușe duble, 1 și al doilea. Așa, 2 ochiuri de lanț și încă 2 piciorușe duble. 1 și al doilea, da? Bun. Continui cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Merg în setul de 3 piciorușe duble de aici, da? Și în cel din mijloc lucrez un alt picioruș dublu. Continui acum cu 2 ochiuri de lanț. Pardon, cu 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Și acum o să repet ce am făcut aici, da? La primul ananas, cum ar veni. Să vedeți, o să lucrez la fel. Deci, introduc în primul picioruș dublu din rândul anterior, trag bridă. Introduc croșeta în al doilea, trag bridă. Introduc croșeta în al treilea, trag bridă. Introduc croșeta în al patrulea, trag bridă. În al cincelea, și în al șaselea, da? Și acum închei toate ochiurile, vedeți? Așa. Bun, o să continui cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și merg aici în grupul de 3 din rândul anterior și în piciorușul de mijloc, din mijloc lucrez un alt picioruș dublu. Așa. Și continui cu 3 ochiuri de lanț, 2, 3. Mergem la colț acum. În spațiul acesta lucrăm 2 piciorușe duble. 1 și al doilea. Și 2 ochiuri de lanț, 1, 2 și încă 2 piciorușe duble, 1 și al doilea. Iarăși lucrez 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și merg în grupul acesta, în piciorușul din mijloc, o să lucrez un picioruș dublu, continui cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 4, 5, așa. Și acum
Mergem la următorul ananas, da, cum s-ar spune. Vedeți? Deja am obținut 2. 2 aici, adică acesta și acesta. Și lucrăm la fel. Deci, introduc în primul picioruș, trag bridă, croșeta, bineînțeles, da? Introduc în al doilea picioruș, trag bridă, al treilea, trag bridă, al patrulea, trag bridă, al cincelea, trag bridă și al șaselea am tras bridă și acum o să le unesc pe toate, da? Ceva undeva ține. Numai un pic să vedem de ce ține și unde ține. Ia să vedem încă o dată. E, așa da. Bun. Lucrăm așa și continuăm cu 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Bun. Mergem aici în spațiu, în grupul de 3 piciorușe duble și lucrăm în cel din mijloc un picioruș dublu. Bun, continuăm cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Da? Și mergem aici la colț, lucrăm 2 piciorușe duble. 1, 2. Așa, 2 ochiuri de lanț, 1, 2 și încă 2 piciorușe duble. 1 și al doilea. Continuăm acum cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Merg în grupul de 3 piciorușe duble din rândul anterior și în piciorușul dublu din mijloc lucrez un alt picioruș dublu. Continui cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și mergem aici în ultimul ananas cum ar veni. Așa și lucrăm ca și la celelalte. Deci introduc croșeta, trag bridă o dată. Deci de 6 ori avem 6 piciorușe duble. A doua oară, a treia oară, a patra oară, a cincea oară și acum vedeți în al șaselea picioruș. O să închei, da? Un ochi de lanț, 5 ochiuri, 2, 3, 4, 5. Mergem aici în grupul următor de 3, în cel din mijloc, în piciorușul dublu din mijloc lucrez un alt picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. Aici lucrăm 2 piciorușe duble, 1, 2, 2 ochiuri de lanț, 1, 2 și încă 2 piciorușe duble, 1 și al doilea. Bun. Așa. Merg acum. Lucrez 3 ochiuri de lanț și merg aici în grupul de 3 piciorușe duble din rândul anterior. În piciorușul dublu din mijloc lucrez un alt picioruș dublu. Lucrez acum 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5 și o să vin și o să mă unesc aici în unde am încheiat primul ananas, mă unesc printr-un ochi dublu, un ochi alunecat, pardon. Da? Ia să vedeți. Așa. De fapt, numai un pic. Așa, vedeți? Și acesta este pătratul bunicii propus de mine astăzi. Am să lucrez un ochi pentru
siguranță și o să tai firul, da? Așa. Și o să-l tragem pe spatele lucrului. Cine dorește să lucreze cu acest pătrat, sfatul meu este să, normal, după schemă, ar trebui să continui cu un rând de piciorușe scurte de jur împrejur, da? Așa. Însă eu m-am oprit aici pentru că vreau să vă explic. Deci, de aici de unde ați lucra, de unde am încheiat, dumneavoastră, de exemplu, dacă vreți să faceți o păturică, numai un pic că mi-a ieșit firul ăsta pe... Așa. E, asta e bun acum. Deci, dacă dumneavoastră vreți să lucrați o păturică la care să folosiți acest pătrat, va trebui să îi faceți chenare, da? Chenar cu care să vă legați de alt pătrat și deasupra și de desubt și dreapta și stânga. De aceea eu m-am oprit aici. Deci, dacă vreți să-l încorporați într-o păturică, de aici de unde am încheiat eu, continuați și lucrați un rând de piciorușe scurte și vă uniți, dar cum să vă lucrați piciorușele scurte unindu-vă de pătratul de pătratele următoare, adică cel de deasupra, cel din lateral, cel de dedesubt, cel din dreapta, da? De aceea eu m-am oprit, pentru că am vrut să vă arăt doar cum să lucrați centrul pătratului, adică acest model cu ananași, da? Bun. Acesta a fost tutorialul meu de astăzi. Vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube Bunii Bunii și să apăsați clopoțelul de lângă video pentru a primi noutăți legate de postările mele. Vă mulțumesc mult pentru like și share și pentru faptul că urmăriți tutorialele mele. Acum, până data viitoare, vă spun la revedere și vă doresc numai bine!